cea mai mare crama din România, ca suprafață. Avem 4 km jumate de galerie, de beciuri, săpate manual, sub pământ. Și primul beci a fost săpat în 1800 ceva, 1820 și ceva, nu știu exact anul. Și până 1985 au fost completate toate 4 km jumate de galerie. Vinul spumant are nevoie de o temperatură constantă, să fie fără lumină, de fapt, de obicei, becurii sunt stinse, și are nevoie de umiditate și de temperatură constantă. De ce? Pentru că trebuie să facă al doilea fermentare, vin spumant, aici în beciuri, și trebuie să o facă în un mod foarte, foarte liniștit. Și la 12 grade este cea mai bună temperatura, este aceeași temperatura care se păstrează în crame din Champagne. Și de fapt, metoda care noi folosim este exact același, este metoda Champenois, doar că noi producem vin spumant pentru că în vin Champagne denumirea Champagne se poate folosi doar în zona respectivă din Franța. Deci noi facem vin spumant, dar metoda e exact același care se folosește acolo. Și ce se întâmplă? Se îmbutilează vin care fermentează a doilea ora în sticlă, aici în beciuri, și după ce o fermentată, rimane în sticlă aici pe o perioadă cel puțin de un an. Și cea mai bună, oricum, cel mai bun este să rămână aici 2 ani, pentru a dezvolta cât mai bine posibil aromelor și gustului, pentru să fie un vin spumant de calitate deosebită, și între timp dezvoltează și mai bine bule, care va fi mai subțire, mai finuțe și mult mai cu o durată mult mai lungă. Ce se întâmplă când vrem să scoatem vin pe piață? De piață, trebuie să scoatem drojdie afară din sticlă. De ce? Pentru că chiar sticla o avut al doilea fermentare, drojdie sunt înăuntru și noi trebuie să le scoatem afară. Pentru că piața nu vrea un vin cu depunere în sticlă. Deci, ce facem? Trebuie să aducem sticla de la poziția orizontală la poziția verticală. Și pentru a face asta facem tot cu metoda manuală. Deci, o persoană fiecare zi vine aici și face acest lucru. Practic, învârte sticla de o optime în fiecare zi. Învârte, învârte, învârte și încet, încet sticla ajunge la poziția verticală. Și când este pe poziția verticală, drojdie se află în gâtul sticlei, în dop, de fapt, și prin un proces care se numește degorjare, degorjmont, dăm afară drojdie, dăm afară dop de plastic și punem dop de plută și putem să scoatem sticla pe piață.